Bună ziua! Pentru astăzi am ales să pregătesc pentru dumneavoastră gulaș de vită. Este o rețetă inspirată din bucătăria slovacă. Pentru pregătirea ei vom avea nevoie de 3 cepe tăiate cubulețe, 600 de grame de carne de vită. Vom folosi în pregătirea rețetei sare după gust, iar ca și condimente vom folosi o linguriță de maghiran, o linguriță de chimen și 2 lingurițe de boia de ardei dulce, 2 linguri de făină, 3 linguri de grăsime sau ulei, precum și 3 grăunți de usturoi. Într-o gratiță vom pune grăsimea, iar când aceasta s-a încins, vom adăuga ceapa. Și o călim peste câteva minute. Adăugăm carnea. Amestecăm. Și vom căli împreună ceapa cu carnea până când se evaporă toată apa pe care o lasă carnea. Când tot supul lăsat de carne s-a evaporat, luăm oala după foc și adăugăm boiaua de ardei dulce. Stingem totul cu un castron de apă fierbinte. O să revenim cu oala înapoi pe foc și amestecăm. Vom adăuga sare și chimenul. În continuare vom fierbe la foc mic cu oala acoperită până când se evaporă toată apa. Când apa s-a evaporat și carnea este aproape prăbută, vom adăuga făina și vom amesteca. Adăugăm apă fiartă. Adăugăm maghiranul și usturoiul. Vom fierbe încă 10 minute. Adăugăm puțin pătrunjel verde și astfel gulașul nostru este gata. Servim gulaș împreună cu knedla și decorăm cu maghiran. Poftă bună!